14-a lunii iulie, pomenirea Sfântului Apostol Avila, unul din cei 70. Binecuvântează, Părinte, ca să citesc. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Sfântul Apostol Avila, unul din cei 70, de Apostol ai Domnului, a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Era iudeu de neam, din părțile Pontului, și înainte de a crede în Hristos, locuia în Italia împreună cu soția sa, Priscila. Nu a stat multă vreme acolo, căci împăratul Claudiu a poruncit ca toți iudeii să fie alungați din Italia. Și așa, Acvila și soția sa au părăsit Italia și s-au așezat la Corint, hrănindu-se din osteneala mâinilor lor, pentru că erau cu meșteșugul țesători de corpuri. În același timp, Sfântul Apostol Pavel, propovăduind pe Hristos printre neamuri, a mers de la Atena la Corint. Și aflând în Corint că Achila și Priscila a fost găzduit la ei, având același meșteșug, adică lucrând la țesutul pânzelor de corpuri. Și acolo, învățându-i pe ei să creadă în Hristos, s-a botezat. Și atât de mare a fost dragostea lor pentru noua credință, încât de îndată l-au însoțit pe Sfântul Pavel la lucrul răspândirii Cuvântului lui Dumnezeu, nu numai printre iudeii și elinii din Corint, ci și în părțile Asiei. Și lucrând apostolul în Corint timp de un an și 6 luni, a pornit apoi cu corabia înspre Siria, urmat de Acvila și Priscila, cei legați de el prin fierbinte și duhovnicească dragoste. Și a sosit Pavel însoțit de ei la Efes, unde, lăsându-i pe ei să învețe pe Efesei în credința în Hristos, s-a dus în Ierusalim. Și, într-adevăr, peste o vreme, fiind și Pavel la Efes, apostolul saluta din Efes pe corinteni, împreună cu Acvila și Priscila și cu biserica din casa lor. Murind însă Claudiu împăratul, Acvila și Priscila s-au întors la Roma. Și apostolul îi saluta din Corint, în epistola sa către romani, ca pe niște ajutători ai săi care și-au pus viața în primejdie pentru lucrul lui Hristos și cărora el le mulțumește numele tuturor bisericilor și numele său. Și puțină vreme zăbovind la Roma, Sfinții Acvila și Priscila s-au dus iarăși la Efes în Asia, Acvila fiind rânduit acolo episcop propovăduitor de către Sfântul Apostol Pavel. Și mergând la Efes, Acvila a ajutat Sfântului Timotei în ostenerile sale, străduindu-se neobosit și pentru răspândirea credinței printre păgânii din Asia, Ahaia și Iraclea, ridicând biserici și pe mulți păgâni aducându-i la mântuire. Tradiția bisericii știe că în cele din urmă Acvila a fost ucis de cei necredincioși și a aflat odihnă în ceruri cu ceilalți apostoli prin darul Domnului nostru Iisus Hristos, căreia îi se cuvine slavă în veci. Amin. În această zi, cuvânt despre pocăință, spunea un oarecare părinte, zicând că în Tesalonic este o mănăstire de fecioare, iar una dintre acestea din lucrarea vrăjmașului a vrut să plece de mănăstire. Și plecând, a căzut în desfrânare, că așa a măgit-o vrăjmașul, iar după ce a căzut în păcat, a petrecut câtva vreme în desfrânare, apoi iarăși, aducându-și aminte de Dumnezeu, se gândea la pocăință. Dar, ajungând acolo, a căzut înaintea porții și a murit, deci a arătat Dumnezeu unui episcop moartea ei și a văzut episcopul pe Sfinții Îngeri venind și luându-i sufletul, iar pe demoni mergând în urma lor și certându-se cu ei. Și Sfinții Îngeri le-au zis, nouă ne-a slujit atâția ani, al nostru este sufletul, iar certându-se cu ei multă vreme, au zis diavolii. Și la mănăstire a mers cu lenevire, deci cum ziceți că s-a pocăit? Și au răspuns îngerii și au zis, Dumnezeu, văzându-i gândul ei plecat acum spre pocăință, măcar că n-a mai avut vreme de pocăință și de mărturisire din pricina morții, i-a primit pocăința ei. Ca a se pocăi, stătea în puterea ei, pe când viața fiecăruia a tot puternicului Dumnezeu o stăpânește. Dumnezeul nostru, slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.